etnoregioanei Roman și autorităților publice locale. Și ce fără de voie. Doamne, miluiește!
atașe de sufletele lor, cu nedrept se odihnesc mila Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să cerem. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, eroi martiri, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac. Și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi martiri Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început, al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, veștea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează! Sufletele adormiților, robilor Tăi, eroi, ostașii neamului românesc, însă nu Avram să dignește. Cu drept se lume, pe noi să ne miluiești ca un bun și de oameni iubitori. Vă invităm să ridicăm cu inima. Într-o fericită omenire, veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletelor adormiților, robi Dumnezeu, eroi ostași ai neamului românesc, cu tot neamul lor cel adormit, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte cărcă, și celor din morminte viață, dăruindu-le. Și le fă lor veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și veșnică lor Dragi mașcani,
stimați invitați, Hristos a înviat. Pentru faptele înălțătoare pe care străbunul în iau le-au împlinit sacrificându-și viața, familia și tot ceea ce au avut mai scump, urmașii au datoria sfântă de a le purta veșnicele cunoștințe. Înaintașii noștri de la noi, tot ceea ce astăzi avem mai de preț, onoare, identitate, libertate și credință. În istoria bimilenară acestui neam, în locul cărea credința și națiunea s-au împlinit ontologic, faptele străbunilor au fost ca niște trepte ce au învățat ființa națională românească până la o matură conștiință de sine, făcând o demnă de celelalte state europene sau mondiale. Calendarul faptelor mărețe ale acestei națiuni a dus permanent în memorie figure emblematice și au dat sens unui trecut ce nu va fi nici când dat uitării. Nu ne putem uita istoria și nici pe cei ce au împlinit-o, pentru că acest lucru ar însemna să ne pierdem identitatea, să nu mai știm de unde venim și încotro ne îndreptăm. Străbunii noștri s-au jertfit pentru ca noi astăzi să știm cine suntem. Pe drumurile lor sugerate și pe idealurile lor ce s-au jertfit s-au dorit în România unită și independentă, așa cum pe o semintele martirilor se zidesc lăcașuri sfinte, iar în coasta sfântă a lui Hristos s-a născut biserica. Demnitatea și sacrificiul lor ne adună de fiecare dată, ne îmbărbătează și ne motivează pentru a le urma exemplu și a le duce moștenirea mai departe. Ziua aceasta, de 9 mai, are în acest punct de vedere o întreită semnificație. În urmă cu 140 de ani, la 9 mai 1877, adunarea deputaților a proclamat independența de stat a României, deschizând astfel drumul spre conștientarea recunoașterii internaționale a drepturilor națiunilor române și puterea ei de a decide singură soare. Astăzi, la 9 mai 1877, Mihail Covărnician declara în Parlament că suntem deslegați de legăturile noastre și în alta poartă și, prin urmare, suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Independența s-a produs după aproape 5 secole de luptă împotriva dominației otomane, după rezistența opusă celorlalte imperii expansioniste care devastau periodic teritoriul celor române, după revoluția din 1821 și 1848, după marea unire a Moldovei cu Muntenia în anul 1859. Ziua Victoriei. La 9 mai 1945, sub loviturile concentrice ale forțelor Națiunilor Unite, Germania nazistă a fost silită să capituleze necondiționat. Astfel, cel de-al doilea război mondial declanșat pe axa Berlin-Roma-Tokyo în anul 1939 a luat sfârșit în Europa. Pierderile armate române în cel de-al doilea război mondial între anul 1939 și 1945 au fost de peste 850.000 de militari morți, răniți și dispăruți, iar în anul 1944, la datele 23 august până la datele 25 octombrie, același an, 62.000 de militari, patrimoniu materiale și mari distrugeri cu comise de armata germană și bortiste ungare. În ultimul rând, astăzi sărbătorim Ziua Europei. Totodată, 9 mai a fost declarată Ziua Europei, deoarece în această zi, în anul 1950, s-a făcut primul pas pentru realizarea Uniunii Europene. În anul 1985, când proiectul Constituției Europene era deja clar conturat, cele 10 state membre care formau la acea dată Uniunea Europeană au hotărât ca data de 9 mai să devină Ziua Europei. Așadar, astăzi, 9 mai, ne propunem comemorarea trei evenimente din istoria bătrână Europa, trei valori care pot constitui oricând coloana vertebrală a unei națiuni, independența, biruința și comuniunea. Sperăm ca aceste trei binecuvântate daruri să fie fundamentul solid al națiunii noastre pentru ca bucuria pe care astăzi o simțim alături de cei dragi, în pace și înțelegere, să o putem împărtăși ca moștenire și generațiilor viitoare de români. Semnează Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Ai cuvântul domnului Coronel Vasile Petru, comandantul garnizonului Roma. Onorată asistență, dragi camarade, ziua de 9 mai are pentru poporul român o timp triplă semnificație.
Pe lângă Ziua Independenței de Stat, proclamată în 1877, românii sărbătoresc victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, la 9 mai 1945, dar și Ziua Uniunii Europene. În urmă cu 140 de ani, pe 9 mai 1987, adunarea deputaților a proclamat independența de stat a României, deschizând astfel drumul spre recunoașterea internațională a dreptului națiunii române de a decide singură soarta. Intrată în război în primăvara de 1877, armata română a triumfat pe câmpul de luptă, cucerind pe rând redutele otomane de la Plevna, Crivița, Smârdan și Vilin. Independența României a fost câștigată însă cu jertfa a peste 10.000 de ostași. După constituirea statului național modern român, se punea problema câștigării independenței față de Imperiul Otoman. România dorea să se afirme liber pe arena europeană și să rupă ultimele legături pe care le mai avea față de otomani și care o sprijineau în dezvoltarea ei normală. Declanșarea crizei orientale a determinat intensificarea acțiunilor în vederea proclamării independenței de stat. A fost decretată mobilizarea armatei, în condițiile în care era iminentă începerea unui război ruso-turc. La 4 aprilie 1876, rușii acceptaseră să semneze convenția prin care era reglementată trecerea armatelor lor pe teritoriul României. Declanșarea războiului ruso-turc, în data de 12 aprilie 1877, și trecerea armatelor ruse pe teritoriul românesc, în drumul lor spre frontul din Balcani, apoi schimburile de focuri la Dunăre între armatele română și otomană au antrenat practic România în acest conflict. Astfel, Parlamentul a votat la data de 29 aprilie 1877 o moțiune care proclama starea de război între România și Turcia. În ziua de 9 mai, adunarea deputaților și senatul s-au întrunit în sesiune extraordinară și au proclamat independența de stat a României. Declarația de independență a țării a fost semnată de Principele Carol I la data de 10 mai 1877. Ea va fi consfințită pe câmpurile de luptă din Bulgaria în anii 1877 și 1878. A doilea eveniment se regăsește la mai bine de o jumătate de secol distanță, la 9 mai 1945, zi în care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt cele mai cuvintoare confrontații din istoria continentului european. România a participat la acest război atât în campania din Est, între 1941 și 1944, alături de Axă, cât și în campania din Vest, 1944-1945, alături de Națiunile Unite, pentru refacerea integrității teritoriale grav afectate în vara și toamna anului 1940. Continuarea acțiunilor militare, dincolo de votarele țării, a fost determinată de exigențele războiului de coaliție și de necesitatea reîntregirii teritoriale și apoi a consolidării granițelor. Semnarea actului de capitulare necondiționată a Germaniei a avut loc la cartierul general sovietic din Berlin. Astfel a luat sfârșit cel de-al doilea război mondial pe continentul european. Cu toate că la 9 mai 1945 armata română se găsea angajată alături de alianți, în efortul comun de a înlătura regimul ierist, la încheierea păcii nu i s-a recunoscut statutul de co-beligerantă. Prețul plătit de ostașii români pe parcursul acelor ani a fost imens. 624.740 morți răniți și dispăruți în campanie din Est, respectiv 169.822 morți răniți și dispăruți în cea din Vest. Pe 9 mai este sărbată și Ziua Uniunii Europene. În urmă cu 66 de ani, ministrul de externe al Franței, Robert Schuman, a propus Germanii, dar și altor state, să pună bazele concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii. Pe 18 aprilie 1951, 6 state, Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, au semnat tratatul de la Paris, privind prima dintre comunitățile europene, Comunitatea Economică a Cărbunelor și Oțelului. Ulterior, cele 6 state au decis să edifice o comunitate economică bazată pe libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului și în 1957, prin tratatul de la Roma, au înființat Comunitatea Economică Europeană, precursoarea Uniunii Europene de astăzi. Data de 9 mai a fost aleasă ca Ziua Uniunii Europene de Consiliul European de la Milano în anul 1985. Accederea României în cadrul acestei structuri, ca membru cu drepturi depline, a readus țara noastră pe linia tradițiilor și aspirațiilor sale dintotdeauna,
întrucât suntem un stat de necesitate europeană și trebuie să ne valorificăm acest statut la o altă cu valorile spiritualității noastre. Vă mulțumesc pentru atenție! Hai, domnul primar, domnul Corinul Cian Micu. Dar acele părinți, stimate care au militare, activitate și întrebă, dragi veteran, doamnelor și domnilor, în istoria poporului român, puține sunt zilele marcate de o asemenea importanță. Sărbătorim astăzi proclamarea independenței de stat, sfârșitul celui de-al doilea război mondial și ziua Europei, exemple de dăruire și sacrificiu care ne spun neîncetat cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm, trecut, prezent și viitor. Istoria țării a fost scrisă de bărbați vrednici și credincioși, care au înțeles momentele grele prin care trecea națiunea noastră. Unii au făcut istorie în cancelariile occidentale, alții, la fel de bărbați, pe câmpurile de luptă. Astăzi este pace, iar întrebarea pe care trebuie să ne punem fiecare dintre noi este ce facem noi pentru țară. Vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Însă eu cred că trebuie să devenim mai responsabili, mai dedicați, mai toleranți. Nu în confruntări sterile, lipsite de substanță trebuie să ne irosim energiile, ci pentru proiecte concrete, gândite pentru mulți ani de acum înainte. Eu vă invit să ne uităm în urmă cu respect, iar în viitor să privim cu speranță. De fiecare dintre noi depinde să facem lumea mai bună, să gândim, să simțim și să acționăm românește pentru interesul general. Acesta trebuie să fie rostul nostru. Știu că nu este ușor, dar atunci când ne este greu, vă propun să lăsăm deoparte lamentările și să ne uităm în urmă la adevărații bărbați ai României. Vă asigur că pentru fiecare dintre noi poate fi un privilegiu dacă peste 10 de ani copiii și nepoții noștri vor vorbi la fel despre noi, ca despre niște români adevărați și buni. Vă mulțumesc! Thank you.
Thank you.